După viață plină de greutăți, bol și prigoniri din partea soțului necredincios, sora Angela Holoșpin, membră în Biserica Penticostală Emanuel din Suceava, a trecut la Domnul la vârsta de 54 de ani. A lăsat în urmă 7 copii, cu vârsta cuprinsă între 12 și 24 de ani, doar fiica cea mare fiind căsătorită. În ultimii aproximativ 3 ani, sora Angela și copiii au locuit în Suceava, într-un apartament închiriat, cheltuielile fiind acoperite prin dărnicia unor frați, întrucât tatăl a fost indiferent de nevoile lor. În ziua mormântării, 6 ianuarie 2024, fiica Rebecca, de 18 ani, a suferit un accident vascular cerebral și este internată de atunci pe secția de neurologie a Spitalului Județean Suceava, cu semiparalizie și alte afecțiuni neurologice. Dorim ca prin această strângere să acoperim o parte din nevoile copiilor și să ajutăm la cumpărarea unui apartament, oferindu-le siguranța unui cămin și posibilitatea de a rămâne împreună. Link către donații găsiți în descriere. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Creștin Total Media și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.